Ultrasonografe, aparate de reanimare și anestezie, dar și zeci de paturi medicale, în valoare totală de peste 30.000 de euro, au ajuns la spitalul din Bălți. Donația vine din partea ambasadei Austriei în Republica Moldova. Echipamentele vor îmbunătăți considerabil condițiile hoteliere, dar și calitatea actului medical. Acest ajutor conține atât aparataj medical, 3 aparate de anestezie și reanimare, vreo 4 aparate de ultrasonografie, cărucioare pentru pacienții traumatologi și ortopezi, paturi funcționale și saltele în jur la 200 pentru îmbunătățirea situației hoteliere pentru pacienții din instituție. Practic, e un ajutor la momentul de față binevenit. Очень важен, он нужен. Нам нужны такие аппараты, чтобы правильно определить диагноз. Поэтому я считаю, что это очень правильно и очень нужно. Suntem, nu știu, bucurat că ne dă așa ajutor și avem să avem cu ce lucra. E ca noi aparatul ăsta să-l punem pentru cresla asta, să punem unde noi luăm, măsurăm tensiunea la copii. Asta să punem. Aia asta un cărușor de distanță. Eu pentru invalid. Sunt copii care vin cu picioarele lupte, cu... și le punem pe cărușoarele. Potrivit ambasadorului Austriei în Republica Moldova, echipamentele au fost donate de către un spital din Viena, iar atunci când au decis unde să ajungă acest lot de ajutor umanitar, oficialii nu au stat mult pe gânduri. Miuje, Piritali, Transport, Chișinovie, и мы думали, что нужно тоже пойти в иных местах страны. Pe data de 23 iunie, orașul Bălți va fi vizitat de o delegație din Austria cu scopul de a iniția noi relații de colaborare și în alte domenii.